La școala din Iadăra sunt foarte puțini elevi, iar conducerea Inspectoratului Școlar Județean a cerut primăriei Mireșumare să caute soluții pentru un mijloc de transport, astfel încât copiii din sat să fie aduși la școala din centrul de comună. Este un lucru pe care eu nu mi-l doresc, nu l-aș vrea. Din nefericire, legislația nu permite ca să fie în clasele 1-4, să zicem, un singur învățător pe patru clase, încât practic acei copii nu beneficiază chiar în condiții normale de învățământ performant. La celelalte unități de învățământ din comună nu intervin modificări, dar lucrurile nu vor sta pe loc în ceea ce le privește. Sunt prevăzute mai multe investiții. În școala Tulgheș noi am pregătit proiectul tehnic, l-am predat, se va reabilita școala din Tulgheș la Lucăcești în urma unui studiu, că noi am vrut să reabilităm cele două școli vechi. Ne costă mult mai mult decât să facem o școală nouă. Și acolo vom face o școală nouă. La Mireșumare suntem deja în stadiu final. Așteptăm primăvara să finalizăm partea exterioară. Acolo e mai mult de lucru. Deci școală și cu dușuri. Centrală nouă, am făcut o construcție nouă. Deci practic din școala veche au rămas numai pereții. Acoperișul s-a dat în totalitate jos, s-au refăcut structurile de rezistență. Școala din Iadăra intră în categoria unităților de învățământ din județ depopulate. Motivele pentru care s-a ajuns la această situație sunt mai multe, dar două sunt de reținut. Aceea că părinții au preferat să îi înscrie la unități de învățământ din localități mai mari sau i-au dus în străinătate, acolo unde și-au mutat domiciliul.